Dragilor, bună, 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 dragilor, înainte de începe, vreau să vă spun să apăsați butonul de abonare, ca să ne puteți urmări pe mai departe. Mulțumesc din suflet, pentru că este gratuit. Multe lume nu știe, dar pe noi ne ajută foarte mult. Și da, iarna și-a uitat în drepturi, iarna și-a intrat în drepturi foarte, foarte, foarte rece, foarte frig. Dragilor, dragilor, bună, aici a frig de îngheață. O nins, a venit frigul. Până acum a fost ploaie, a fost cald, zice că e primăvară, dar acum s-a pus sănătos pe ninsoare, toate mașinile s-au acoperit cu zăpadă, așa că e așa de frig, sunt gheată nasul. Câte grade sunt, soț? Oricum minus, foarte frig, deci chiar a venit frigul exact așa cum a zis. Chiar a venit frigul, zăpadă peste tot și înghețat, foarte, foarte frig. Doamne ajută! Bună, bună, dragilor, la mulți ani cu cei care nu ne-am văzut până acum, au venit iarna, e un frig de îngheață pietre. Noi mergem la cumpărături, noi aici avem un magazin, ne dăm comandă la pâine, ne face proaspătă pe loc acolo, așteptăm 20 de minute până ne face proaspătă și luăm așa 2-3 pâini, caldă, faină, da, la noi se mănâncă, noi mâncăm, suntem mâncăciori de pâine. În mașină miroasă brutărie. În mașină miroasă brutărie, spune soțul, vă salută și soțul cu drag. Mergem la alt magazin, că n-am găsit aici, v-am zis ce am căutat noi, un suc de ananas, bă, fetele. N-am găsit, fiecare cu preferințele lui, acum așa, cum ați început voi, vreau să vă spun că e foarte frig, foarte, foarte frig, o și ninț. Și încă ceva vreau să vă spun, dragilor, cu 50 de euro nu cumperi nici o plasă de cumpărături. Deci s-a scumpit fantastic de mult prețul din Austria, ori crescut, ori explodat. Deci cu 100 de euro nu cumperi un jumătate de cărucior. Față de altă dată, cumpăram, nu ne încăpeam cărucior cât cumpăram. Acum, din păcate, și un clătitor de ăsta de pus la mașina de spălat, era la 99 de cent, un euro, acum s-a făcut la aproape 2 euro. Deci mi se pare foarte mult, foarte mult. O sticlă de 700 de grame, că nu are un litru. Deci mi se pare fantastic de mult. Mai mergem să vedem ce găsim și aici. Doamne ajută! Ceau, ceau!